tô de tia, gente, Naruto, mano. Salute, eu sou o Tandré da prova de da um videoclipul acela provocări sau provocare n-a fost nașpa. Adică am decis ca cu ceilalți prieteni ca episodile astea să se numească provocări nebune. Da. Da, bun. Hai începem. Bă, ne prins pe amândoi? Da, mă. Mai mult filmează, vedem. Bă, tu prima dată provocarea. Te provoc. Stăm nu și pe mâine. What? Mâncare, măcar o pietricică, de aia mică. Bă, dar poate nu. Nu mori, mă. Bă, ești nebun să mori. Ești nebun. Deci nu cred că mănâncă... Eu nu cred că mănâncă și-l înghite, nu cred. Băi, uite-te, mă, la cameră, măi. Nu, țigan care e mâncă. Uite, a luat. Nu vine. Stai să vede. Mâncă. Nu scrii patru să mănânce. Nu mă găsi, nu hai, ia, bă. Mersi. Filmează! Hai, hai, zi-mi! Spune-mă! Provocarea ta e să... Ăsta... Să mă cac pe tine. Nu! Doamne, fete! Provocarea îi... Să-i zici, lui mama. Mama, ești dusă cu capul. E corect! Hai să vedem! Hai! Mama, ești dusă cu capul! Păi, nu, dar la fața ei! În fața ei! Provocă-mi unii patru. El este Alex în episodul... Îl mai știți! În victorie 1 și de la penalti. Da, bla, hai odată. N-ai, mă, gata, spun. Spune-mă odată. La bun, ce provoc? Să îi arăți mâine la mama. Ioi! De nu cred. Faci tu? Bă, filmează tu! Filmează! Ioi! Fotbal! La, tu te mâneai! Fotbal! La bun! Ține camera! Da, băi, că bine nu știu! Ține camera! Provocarea lui Andrei o să fie... Spune mai tare ca să te audă. Nu! Altceva. Trei refuze, răbiți, băie. Nu, două. Provocarea ta e să... Să mă cac pe tine. Doamne, fii. Nu. Să te duci la magazin. Să iei chipsuri iute. Și să le mănânci. De unde bani? Îmi dai tu bani? Nu, no. Atunci altceva, nu știu, bă. O să-i dau eu o provocare. Zi! Iar... Să te duci la magazin și să întreb dacă să fac angajări. Du-te! Și dacă te întreb, de ce spuneți că m-a provocat Alexentia? Bine? Nu, fug. E nebun, este nebun. Eu filmez. Ia minte. Ia te-am dat, Andrei, cu stres să le zic că sunt angajări. Ce l-a luat cu mine? Uite, ăla-i prost cu capul. Dar și tu n-ai dat câte? Eu i-am dat de vreo 3 ori. Să vezi. Bă, ține mama. Bă, să vezi, bă. Mai zice, a jucat Victoria și a lipsă. S-a împiedicat de Raul. Bă, taci. Și Alex s-a împiedicat de Raul. Înseamnă eu.
și optica cu capul și optica cu cu capul lui și unul pe numerare și nu dacă așa e de tare mare și zic optica cu rost. Ia, ruperi, ia! Asta e gunoiul. Camionii? Camionii! Ia, sticlele mele care le sparte cu Gabi. Păi, bă, spargem în episodul ăsta sticle. Okay. În episodul ăsta o să spargem niște sticle. Provocare. Bă, mă vedeta, bă, la și o să mă... Veniți-o lău! Și totul să dați like și să vă abonați. Bă, dar nu la ăsta. Să dați like. De ce? Nu știu. Tu nu ești nicio vedetă. Al doilea gunoiul. Adică primul gunoiul. Bă, și eu să fiu vedetă. Da, cu ce canal? Da, îmi faci Alex. Să stai tu pe canale. Și la like-uri. Și abonați. Ce abonați, mă duc ce mă. Și-a făcut 10 abonați. Și mai chiar-o. O să-l filmăm de la distanță. Și poate o să fac. Dar înăuntru. Domnul, a făcut provocare care eu zis Alex. Am să-i dau provocarea lui Raul. Nu, a ta. Eu te provoc. Să fii bar sticlele. Să te duci la oamenii aceia de pe bancă și să le spui să rup mâna. Să mă duc pe lângă ei, nu? Nu. Acolo în fața lor? Acolo lângă bancă? Nu, sau lângă ei și după aia poți să faci. Da, nu. Asta o să fie. Mă drept și le zic. Asta o să fie ultima provocare. Mă duc pe lângă și zic să rămână. Da, atât. Primează, bă. Hai. Hai, mă, ce ai de aici? N-ai spus măcar să rămână. Atât. El e vedeta, rocker. Acum, atât a fost aceste. Stai. Vreau să pără. El vedeta. Asta e vedeta. PSI. PSI, hai. Stop, stai acolo, stai mă. Da, atât a fost acest episod. Vă rog, dați like. Sau dacă sunteți urâți și sunteți dealul Smenta, dislike.